Sper să vă fie de folos aceste rețete, să le încercați, așa, nu pe toată dată. Deci săptămâna aceasta încercați cea cu albuș de ou, cea cu rez și cu aloe, cea cu făină, cea cu harbuz, vedeți? Săptămâna a patra, cea cu cafea, cu sare de mare. Deci să le încercați, să le încercați să vedeți ce ten și ce piele frumoasă și mătăsoasă o să aveți. Aici cu semințe de floarea soarelui, cu fulgi de ovăz, vedeți? Aceste exfoliante, deci în fiecare săptămână să folosiți câte unul. Sunt toate pentru o piele frumoasă, ca să aveți o piele frumoasă și sănătoasă. Am prăjituri cu camelia și bucate gustoase și nu numai. Noi mai facem și tratamente pentru păr, creme, unguiente, săpunuri realizate la rece. Astăzi vom face câteva rețete de exfoliante. Aici am câteva ingrediente. Și ia uitați, uleiuri făcute de noi în casă. Aici am ulei de toporaș și vom folosi. Cine nu are poate folosi liniștit și ulei de măsline. Aici am ulei de păpădie. Sunt uleiuri făcute cu plante uscate și cu ulei de măsline puse la macerat. Aici am ulei din frunze de dafin puse la macerat și aici am fructul de dafin, aceste biluțe. Imediat o să desfacem. Și vom face aceste exfoliante cu harbuz, vedeți? Cu bicarbonat. Aici am albuș de ou, cu făină de porumb. Aici am zahăr brun. Vom face cu orez. Eu l-am și măcinat aici. Apoi avem miere de albine. Ghimbir, puteți pune și proaspăt, dar și praf. Cu lapte. Ia uitați, vedeți câte ingrediente. Aici avem fulgi de ovăz, fulgi de orz, de care doriți să puneți. Eu am măcinat aici, așa. Mai avem și cafea. Avem și semințe de floarea soarelui, vedeți? Și le-am măcinat aici. Avem și sare de mare roșie. Puteți pune și sare normală groasă și o măcinați. Așa. Și cam astea ar fi ingredientele. Și voi începe cu harbuz. Pentru o rețetă de exfoliant care să vă împrospăteze pielea. Și vom avea nevoie de harbuz. Eu l-am dat prin blender. Apoi vom avea nevoie de fulgi de ovăz sau fulgi de orz. Așa. Eu am măcinat. Imediat îmi fac și loc ca să aici. Și de miere de albine. Cred că este cea mai simplă rețetă de exfoliere. Deci spălați bine mâinile, spălați bine fața și apoi faceți această cremă și încet, încet masați pe corp și să facem. Și vom lua, deci avem un păhăruț, nu trebuie, faceți pentru tot corpul, o să faceți într-un pahar de 200 de mililitri, faceți mai mult. Și peste harbuzul meu voi pune fulgi de ovăz și vom amesteca. Și vom pune și puțină miere de albine. Așa. Și vom amesteca. Vedeți? Mai punem puțin din fulgi de ovăz ca să avem o consistență puțin mai groasă, ca să nu curgă. Așa. și am să mai pun așa puțin. Și amestecăm. Și aceasta este prima rețetă de exfoliere. Deci pentru a avea o piele luminoasă. Așa. Și o să o dăm deoparte. Apoi am să vă arăt cum se aplică. Semințe de floarea soarelui, pe care eu le-am măcinat puțin. Ghimbir, măcinat sau proaspăt, o să punem. Și puțin ulei. Ulei de păpădie. Eu am să pun niște ulei de dafin sau puteți pune și ulei de măsline sau ulei de cocos, ce aveți în casă. Am să o fac direct aici, deci semințe de floarea soarelui. Am să pun puțin ghimbir peste. Așa, cam un vârf de linguriță. Și voi adăuga, ia să desfacem, să vedem dacă reușesc. Așa, vedeți? Ulei din fructul de la dafin. Și voi adăuga o linguriță aici peste. Și aceasta este a doua rețetă. Să știți că sunt simple. Sunt pentru piele normală, piele sensibilă. Așa să punem. Și dacă mai e nevoie, mai adăugăm. Și amestecăm. Așa, și am să mai pun puțin. Dacă ați ști ce miros frumos are acest ulei. Așa. Și amestecăm așa bine. După ce le facem pe toate, am să vă arăt cum se folosesc. Și după ce faceți această exfoliere, să aveți o hidratare pielea. Așa. Și aceasta este a doua rețetă de exfoliant. O altă rețetă pentru exfoliere va fi pentru îndepărtarea petelor și pentru tonifierea pielii. Și avem nevoie de un albuș, o linguriță de bicarbonat și de miere de albine. Este simplă, simplă, simplă. Și aici nu ne rămâne peste albușul nostru să punem, aici am o linguriță de bicarbonat, o punem aici pe tot și adăugăm și puțină miere peste. Și amestecăm. Deci pentru îndepărtarea pietelor amestecăm așa bine albușul cu bicarbonatul și cu mierea. Cu sare de mare. Aici am sare de mare roză. Eu am măcinat puțin. Așa. Și vom avea nevoie de o linguriță de miere și puțin ulei. Și putem pune ulei de păpădie, ulei de măsline. Aici am puțin ulei de lavandă. Vedeți? Făcute toate în casă, cu plante uscate și puse la macerat. Eu țin și planta în interior. Așa, și când am nevoie completez cu alte plante și cu alt ulei. Așa. Aici ce mai am? Ia uitați, am și ulei din avocado, din coaja și din acel miez puse, vedeți? Așa. Și chiar am să pun puțin ulei de avocado peste. Deci am spus că punem puțină sare de mare, o să punem miere de albine, tot așa puțină, și am să pun din uleiul de avocado. Am să pun așa puțin. Tot așa, cam o linguriță. Și este o rețetă pentru o piele predispusă la acne și la pori înfundați. Așa. Și amestecăm așa bine mierea cu uleiul. Dacă mai e nevoie de puțin ulei, mai punem puțin ulei. Acum să mai facem o rețetă cu zahăr brun. Aici avem zahăr brun. Vom avea nevoie de o linguriță de miere. Apoi vom pune un ulei de care dorim. Puteți pune și ulei de măsline. Și un ulei esențial, dacă aveți. Așa. Și este foarte, foarte simplă și această rețetă. Și aici avem zahărul brun. Vom pune o linguriță de miere. Și voi adăuga un ulei. Am să adaug puțin ulei de lavandă. Tot așa am să iau de aici puțin, cam o linguriță. Vedeți? Așa. Și putem pune și un pic de ulei de dafin. Acesta este făcut cu frunzulițe. O să șterg așa puțin. Și amestecăm. Și aceasta este a 5-a rețetă. Deci toate aceste rețete sunt exfoliante pentru ten și piele sensibilă, tenuri delicate. Amestecăm bine și dăm deoparte. Cea mai folosită, pe care o folosesc eu, este aceasta cu făină de porumb. Deci o folosesc de mulți ani și mereu pentru a avea o piele frumoasă. Avem nevoie de făină de porumb, avem nevoie de lapte, de ulei, de măsline sau de care avem în casă puse, uleiuri de lavandă, de dafin și puțină miere de albine. Așa. Și voi pune o linguriță de miere, lunar faceți aceasta cu făină, să vedeți ce, ia să vedem dacă reușesc să pun. Așa. Să așez aici puțin laptele și să punem și puțin ulei. Și să pun un pic de ulei de păpădie. Vedeți? Flori de păpădie uscate, puse la macerat cu ulei de măsline. Așa. Și punem puțin ulei. Și amestecăm. Și punem aici. Și amestecăm. Și dacă mai e nevoie de lapte, mai adăugăm. Și după cum se vede, mai avem nevoie. Și am să mai pun puțin lapte. Am să-mi iau o linguriță să pun. Așa. și amestecăm încet. Laptele să fie la temperatura camerei, să nu fie prea rece. Să facem cea cu cafea. La făina de orez o să avem nevoie și de cea mai ușoară. Aloe. Și aceasta este rețeta de exfoliant cu ulei. Și am să pun ulei de toporaș. Și amestecăm. Și am să pun așa puțin ulei de toporaș. Tot așa culegeți florile. Și le puneți la uscat. Și apoi cu ulei de măsline le puneți la macerat, la un loc întunecos, pentru circa 3 săptămâni. Dar puteți face și cu flori proaspete, pe baie de abur. Așa. Și după ce ați pus florile, ați acoperit cu ulei, puneți pe baie de abur. Și când apa începe să clocotească, dați la mic și lăsați măcar o jumătate de oră. Și apoi lăsați să se răcească în apă borcanelul nostru cu ulei și cu planta și dați deoparte și puteți folosi imediat. Așa. Și aceasta este cea cu cafea. Vedeți? Și frunzulița de aloe pe care vom lua doar pulpa din interior și o vom amesteca cu orezul nostru măcinat. L-am măcinat puțin aici. Așa. Și voi lua doar pulpa. Tăiem această nervură cu spini și vom lua doar din interior. Și desfacem așa în două. Și acum nu ne rămâne decât să facem așa, ia uitați, și să dăm pulpa noastră aici jos. O să pun puțin ulei de lavandă aici, peste. Deci exfoliante pentru piele sensibilă. Să le încercați. Pielea să fie spălată, curată. Nu apăsați prea tare când faceți exfolierea. Așa. Aceasta este ultima rețetă. Acum fiecare și-o alege pe cea care îi se potrivește mai bine. Eu folosesc aceasta cu făină de porumb, cu lapte, cu miere și cu ulei. O folosesc mereu. Deci este cea mai folosită și apoi pe rând nu ne rămâne decât să luăm din compoziția noastră. Așa. După ce ne-am spălat bine mânuțele și pur și simplu frecăm încet, încet pe mână, pe față, pe tot corpul. Vedeți? Așa. Peste tot. Așa. Și apoi ne clătim. Vedeți? Așa. Ce miros frumos de harbuz. Tot acestul plus îl dăm departe. Așa. Și clătim frumos. Și așa vom face cu fiecare. Vedeți? Ia uitați. Așa. Și luați din fiecare, spălați foarte bine mânuțele, spălați fața și după aceea folosiți acesta. Ia uitați, acesta cu sare, tot la fel. Luați și puneți și faceți pe deasupra și să vedeți fiecare. Ia uitați, așa. Vedeți? Și să vedeți ce piele frumoasă aveți. Pe tot corpul așa faceți. Așa. Ia uitați, vedeți? Piele fină, fină, fină. Acesta cu semințe de floarea soarelui. Vedeți? Cu fulgi de ovăz. Acesta este cel cu bicarbonat și cu albuș. Cel care îmi place cel mai mult și eu îl folosesc cel mai des este cel cu făină de porumb și cu lapte. Foarte frumos și se masează. Foarte frumos. Ia uitați așa. Vedeți? Așa. Este super. Super, super. Vedeți? Ia uitați, așa se face. Ia uitați. Și se masează bine. Dacă ați ști ce senzație și de la ulei, să vedeți ce piele fină vă rămâne. Așa. Scuturați așa bine. Așa. Și apoi clătiți. Uitați, fină, fină este pielea. Fină, fină. Așa. Și acestea sunt rețetele de astăzi, exfoliante, să le folosiți pe toate. Eu vă mulțumesc pentru vizionare. Vă pup și vă mulțumesc încă o dată că mi-ați fost astăzi în direct. Am intrat ca să vă arăt puțin aceste exfoliante. Sper să vă fie de folos.